Bună seara! Bine ați venit la o nouă ediție. Mă bucur că ați putut să ajungeți. Numele meu este Dan Pandrea și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Veți vedea trei prezentări în care veți afla mai multe despre industria bancară și relația acesteia cu SEO, cu PPC, cu digital marketing în general. Vor fi trei prezentări a câte 20 de minute. 5 minute pentru sesiune de Q&A. Aici v-ați sfătui să vă gândiți la întrebări cât mai bune, pentru că avem și 2000 premii la final. Vă vom spune mai multe pe parcursul prezentărilor. După a doua prezentare vom lua și o scurtă pauză în care veți avea ocazia să faceți puțin networking. Și zic să începem. Primul speaker din această seară este Teodor Alexandru, din partea The Days. E prima dată când vin aici, deci vă rog să aveți milă cu mine. Sper să fie mai bine. Puneți pietre de jos. Și vă vorbi despre industria bancară și PPC-ul. Și mai exact, cum folosesc Google AdWords pentru generare de lead-uri în industria bancară. În primul rând, pentru a începe să mă gândesc să generez lead-uri, trebuie să știu care sunt cele trei lucruri care sunt cele mai importante pentru mine. Și anume, cine este potențialul meu client, care este comportamentul lui în mediul online și care este obiectivul meu. Pentru primul, trebuie să ne identificăm publicul țintă. Fie că este Bogdan din stânga, care stă și el în online și caută despre anumite produse sau servicii. Aici, în cazul acesta, este vorba despre servicii. Pentru credite, carduri de salarii și alte informații importante, el este omul care știe ce caută și este interesat de aceste servicii. Și apoi vorbim de Ana, care o petrece foarte mult timp în online și comportamentul ei nu este neapărat orientat către serviciile din industria bancară, însă poate fi la un moment dat interesată de un credit, spre exemplu, de nevoi personale. Research-ul în online, un lucru pe care l-a confirmat Consumer Barometer, implicit Google, este făcut în cea mai mare parte pe motoarele de căutare. 92% din utilizatorii din online caută pe motoarele de căutare ca Google, bineînțeles. Și 75% din utilizatori caută și în online și fac research-ul și offline. În România avem în total peste 11 milioane de utilizatori români și utilizatorii români de internet și acesta reprezintă un public foarte mare pe care noi putem să îl targetăm. Pentru domeniul bancar există anumite provocări. Prima este cea a politicilor Google și anume care sunt acele politici, ce anume trebuie să fac eu ca o bancă sau ca un advertiser pentru o bancă să îi pot promova serviciile prin Google AdWords. A doua este partea de lead generation, cum reușesc să aduc lead-uri cât mai multe către o anumită bancă pentru un anumit serviciu, cum ar fi un card de salarii, spre exemplu. Și partea de branding, cum reușesc ca atunci când un om se gândește la o bancă sau se gândește la un credit, să zică, da, vreau să-mi fac credit la banca X sau la banca Y. În primul rând, pentru politicile Google, este esențial să afișați anumite informații pe website, și anume, perioada minimă și maximă de rambursare, dobânda anuală efectivă cu toate informațiile suplimentare incluse
și să afișați un exemplu reprezentativ de cost total al împrumutului. Deci dacă ții un cost, un credit pe 30 de ani, atâta va fi creditul pe care ți-l faci, atâta va fi dobânda, atâta va fi suma finală pe care o plătești. Pentru politicile Google e de ținut cont un lucru. Google interzice cu vehemență advertising-ul creditelor sau împrumuturilor pe termen scurt. Asta înseamnă credite care trebuie rambursate în totalitate în mai puțin de 60 de zile. Și aici am inclus și un print screen din politica Google, unde spune clar că în interesul de a proteja utilizatorii și interesele lor, au interzis aceste împrumuturi personale pe termen scurt. Din diverse motive. Dobândă prea mare, un business mai care nu permite comunicarea deschisă cu utilizatorii. Și acest lucru e interzis. Pentru promovare în online, pentru branding și lead generation, am patru sfaturi practice. Și anume, primul, să stabiliți clar care vă este obiectivul. Și în jurul acelui obiectiv să vă creați un landing page dedicat. Deci să știți exact dacă vreau pentru credite de nevoi personale să fie un landing page dedicat pentru credite de nevoi personale. O să vedeți, este o pagină, un singur obiectiv. Dacă sunt mai multe obiective, rezultatele se vor mixa. E posibil să nu fie aceleași și să fie sub așteptările băncii sau advertising. Avantajele sunt că mesajul este mai clar, este ușor de înțeles pentru utilizator, că e un lucru pe care l-a căutat și a ajuns exact la informațiile pe care pentru care a făcut research. Apoi, toată atenția userilor este către formularul de contact, către numărul de telefon. Dacă este într-adevăr interesat, atunci pașii ideali sunt că intră pe landing page, se informează, completează acel formular de contact sau dă direct telefon ca să afle informații suplimentare. Și permite o măsurare mult mai bună a rezultatelor. Dacă este un obiectiv, atunci rezultatele sunt mult mai ușor de măsurat. Aici am inclus un exemplu de pentru ING, unde aici este site-ul lor principal, unde găsiți absolut toate informațiile despre serviciile lor. Și pentru, nu știu dacă ați auzit recent, de campaniile lor pentru cardul de salarii. Cel cu câinele. Da, cel cu câinele, exact. Da. Ei bine, au făcut un landing page dedicat pentru campania asta, pentru campania Google AdWords, au făcut pe AdWords Search. În momentul în care cauți credit, card de salarii, atunci se afișează anunțul text și apoi utilizatorul este redirecționat către un landing page dedicat cu informații doar despre cardul de salarii. Apoi, sfatul numărul 2, să folosiți Google Search pentru a ajunge la utilizatorii interesați, la Bogdan, de care am discutat mai devreme, omul care caută informații specifice despre un anumit serviciu. Asta este este foarte important. Industria aceasta este una competitivă. Am inclus un exemplu cu câteva anunțuri text prezente pe Google AdWords. Sunt mult mai multe pe diverse cuvinte cheie, însă trendul pe Google este în creștere. Tot mai mulți oameni caută informații despre aceste servicii. Și am inclus aici câteva exemple. Din 2014 până în 2016, pentru credit ipotecar se poate observa o creștere, o dublare. Chiar de 3 ori. Chiar de 2000 la început de 2014 și ajunge undeva la 6000. Da, într-adevăr. De 3 ori, dar să zicem și cu față și cu 2015, deci se dublează de la an la an. Și la fel pentru căutări, pentru credit ipotecar în funcție de device, iarăși oamenii, cum probabil știți, sunt din ce în ce mai orientați către smartphone și preferă să stea mult să-și facă research pe acolo, avem și câteva exemple în sală. Sunt din ce în ce mai mulți. Se poate vedea că ajunge aproape la jumătate din căutări, din volumul de căutări de pe mobile. Apoi, să folosiți Google Display pentru a ajunge la un număr cât mai mare de utilizatori, să targetați site-urile pe care e o probabilitate foarte mare ca utilizatorii să fie. Spre exemplu, pe site-uri de startup-uri, pe Startup Cafe. Ar fi un loc bun pentru oameni care poate caută un credit. Vor să-și
porneam să fac acele sau așa și să le afișați un banner pentru în ideea de branding, ca să știe că atunci când se gândesc la aș face un credit, să fie top of mind acel, acea bancă. Și prin banner. Acestea pot apărea în diverse forme pe site. Apoi, să folosiți YouTube pentru campaniile de branding. Aici mă refer la patru tipuri de reclame. Dar întâi să vedem de ce e important să faceți acest lucru. Anul acesta, Google și automat prin Consumer Barometer ne-a comunicat că oamenii află despre un anumit brand într-o proporție ușor mai mare față de televizor din internet. Deci 35% din oameni află despre un brand pentru prima dată din online, prin YouTube, prin bannere, prin marketing, prin diverse strategii, decât prin televiziune. Tot mai mulți oameni sunt deconectați de la televizor și folosesc internetul pentru a se informa. Este al doilea motor de căutare după Google, deci e tot deținut de ei, dar se menține pe locul 2. Și sunt cele patru tipuri de YouTube ads de care vă vorbeam. Primul este cel la care puteți să dați skip după 5 secunde, care într-adevăr poate fi enervant la un moment dat, întrerupe, dar studiile arată că 56% din utilizatorii care se uită la un clip de pe YouTube au atenția 100% către acel clip. Deci există o posibilitate mai mare ca la o reclamă din aceasta să fie atenți decât la o reclamă la televizor, când se-și fac un ceai, se duc la baie sau stau pe telefoane. Aici atenția lor este clară către video. Și recomandarea noastră este să fie mai scurte videourile. Dacă sunt de 4 minute, deja după 5 secunde clar dați skip, dar dacă sunt la 1 minut, 40 de secunde, poate se poate comunica și un mesaj bun și este și suportabil pentru utilizator. Apoi mai sunt bannerele din video. În momentul în care o persoană se uită la un video, apare un banner jos cu serviciile respective, cu brandul, cu un banner. La fel, în dreapta videoului, presupun că le-ați văzut, dar e bine să știți că acestea sunt prin Google Display și prin YouTube implicit. Și apoi videourile sponsorizate care apar în dreapta ca ads. Deci, ca o concluzie, să vă stabiliți foarte clar care sunt obiectivele și să vă faceți un landing page dedicat pentru aceste pentru serviciile pe care vreți să le oferiți. 2. Să folosiți Google Search pentru a ajunge la utilizatorii care își fac research activ despre serviciile acestea. Să folosiți Google Display pentru a ajunge la un număr cât mai mare de utilizatori și să vă rămâneți în top of mind pentru ei. Și în ultimul rând, să folosiți YouTube pentru campaniile voastre de brand. Acum o să discut un pic și despre Todays. Reprezint o agenție cu 10 ani de experiență. Sunt Google Premier Partner. Gestionăm bugete de peste 1,5 milioane de euro pe an. Și câțiva din clienții noștri, ideal, Midocar, Hotpoint, Ariston și alții. Vă mulțumesc pentru atenție. Marius Boba de la Agenția Limonade. Întrebarea mea e despre cele patru tipuri de reclame pentru YouTube. Da. Dacă ne recomanzi ceva din experiența ta, care a avut, care tip, care tratament, ce mai mult? Acum depinde care este obiectivul. Dacă, spre exemplu, vrei ca oamenii să știe despre un anumit serviciu sau produs, recomandat este să fie vizual dinamic. Deci video este întotdeauna recomandat. Ulterior vizionării unui anumit clip care poate fi mai lung, spre exemplu la un minut, se poate face un remarketing secvențial în care se prezintă clipuri video mai scurte. Deci dacă, spre exemplu, a fost un clip de un minut în care i-a fost detaliat cum arată câinele salariu, nu mai știu ce poreclă avea. Leuțul. Cum? Leuțul. Leuțul, așa.
cum arată, cine e leuțul, care, așa, care e beneficiul lui, ce face, de ce e fericit la ING. După aceea poți să-i prezinți mai în detaliu, pentru că știi că a văzut primul clip, știe despre ce e vorba, îi prezinți altceva sau același clip tăiat, scurtat, 10-15 secunde. Cam așa, deci. Am o completare. Depinde foarte mult și de bugetul clientului tău, că dacă n-are bani să să facă un film, degeaba vrei să-i pui tu film acolo, să faci secvențial, te duci pe display și gata. Da. Adevărat, în schimb, din fericire, pe YouTube cu Google Ads, costurile sunt destul de mici, sunt undeva de realizare. De realizare, da, de realizare, da, dar în schimb, pentru bugetul complet de media, se poate aloca un buget mai mare către crearea de video și un buget rezonabil pentru Video Ads, care la un cost per view ar fi undeva pe la 0,02 euro. 2 cenți per vizionare. Per view și asta înseamnă după ce a trecut de 5 secunde sau până vede la final. Întrebare, mai este un alt detaliu de tipul, nu poți să dau skip la video pe prea scurt? Asta sunt unele, într-adevăr, am văzut un skip ad și în mod sigur astăzi m-a terorizat unul de alții de skip ad. Era cumva de la YouTube, că în general ei sunt cei care își fac propria lor reclamă prin unskippable ads. Și mai era la Aquafresh. Tot am un clip de 10 secunde pe care se poate să... Uite că nu m-a targetat. Înainte m-a targetat la pasta de dinți Aquafresh. Și nu puteam să dau skip. Nu puteam să dau skip. Probabil avea un mesaj subliminat, cine știe. Nișa de întrebare, tip amanet ai voie? Tip amanet, da, dar cu anumite limitări. Sunt limitări și pentru amanet. Să faci contractul de credit peste 50 de zile? Sau cum? Aici, dacă e vorba de o perioadă de rambursare mai mică de 60 de zile, nu este acceptat nimic. În schimb, există platforme secundare pentru asta. Mai permis. Ai spus mai devreme pe card de salariu. Mă îndoiesc că un client caută card de salariu cel mai bun. Cum marketezi partea asta aici, de card de salariu? Ideea este de a aborda... Nu e pe search, e mult sigur. Atunci îți faci o campanie de branding în care discuți despre card de salariu, omul îți vede ad-ul respectiv, vede bannerurile de pe site-uri și zice, card de salariu, hai că tocmai am devenit și un salariat, am cont la ING, care sunt beneficiile unui card de salariu? Și intră beneficiile unui card de salariu. Card de salariu. Și acolo e ad-ul de la ING. E ad-ul. Unde ai? Foarte interesant și felicitări pentru conținutul cu chart-urile. Aici. Așa. Felicitări pentru prezentare. Aici eu văd că ce sursă de informații ai folosit sau de unde ai aflat despre produsul pe care l-ai cumpărat. Corect? Purchase program. De unde ai aflat despre produsul pe care l-ai cumpărat? Da, deci au fost întrebați oameni. Da, ok, a cumpărat și a fost întrebat unde a aflat-o pentru prima dată. A fost întrebat unde a auzit de produsul pe care l-ai cumpărat. Exact. Și aici îmi spune că jumătate, 35 din online, 34 din TV. Da. E ușor, am zis cu ăsta. Foarte mare. Pentru că nu e pe tacheta pe vârstă. E pe ori. A fost luat practic un număr mai mare de oameni, peste 1500 de oameni, dacă nu așa, și au fost întrebați, ok, ați cumpărat un produs, unde ați aflat pentru prima dată de aia? E foarte mare. Este. Pentru purchase products. Da, pentru că branding și marketingul online devine din ce în ce mai popular și de pe televizor, eu, spre exemplu, eu nu am televizor acasă și... Trecut, informarea este locul principal de pentru... Cred că a scăzut foarte mare, că sunt la paritate, practic, online cu TV. Chiar că contează și produsul pe care l-am cumpărat la momentul ăla. Da. Dacă e un produs pe care îl găsești, se lansează pe internet, dacă e un produs pe care știi mas, cred că îl găsești la TV. Consumer Barometer de la Google. Este un lucru public pe consumerbarometer.com și sunt informații despre consumatorul din online. Ați întrebări? Da, mulțumesc pentru atenție. Bun. Mulțumim foarte mult pentru prima prezentare, Teodor. Să aveți întrebările la voi, pentru că la final vom alege două dintre cele mai bune întrebări și le vom premia cu câte o sticlă de vin de la vinescu.ro.
Ca de obicei, puteți să continuați discuția pe, pe grupul nostru de pe Facebook, sunteți, sunteți bineveniți. Și cu această ocazie țin să mulțumesc și sponsorilor care au făcut acest eveniment posibil, și anume Conversion, M-Ready, Binescu.ro pe care l-am menționat deja, Web Digital, două parale, retargeting și, bineînțeles, Digital Workforce. A venit timpul să trecem la a doua prezentare. Îl invit pe Florin Petru lângă noi. O schimbare profesională, așa că cel mai bine ar fi să te las pe, pe tine. Eu o să-ți pregătesc prezentarea între timp. Și până pregătești tu prezentarea, trebuie să mă prezint. Băieții de la DVF, că toată lumea nu știu așa pe Digital Workforce, cred că e o confuzie, nu? Vă zice cineva Digital Workforce? Nu, e DVF. O fac eu bine. Florin Petru, AdMax, noua agenție pe care am fundat-o. Cred că trecutul, cine știe trecutul meu, bine, cine nu poate să-l afle, e destul de simplu, nu vreau să mă duc în discuția asta. E foarte important să discutăm despre ce se întâmplă astăzi aici. Am pregătit o prezentare, împreună cu colegul meu, Cosmin, așa că dacă la un moment dat, nu știu să răspund la întrebări, să rog pe el să mă ajute. Ok. Aseară am pus un clip pe Facebook. De 13 minute, serios, nu zice că l-ai văzut tot. Nu poți să mai bucă de 13 minute, nici eu l-am văzut pe tot. După aia, ok. Bun, și acum, astăzi discutăm despre industria bancară. O să trec foarte repede prin slide-uri. Eu nu știu dacă avem posibilitatea să dăm prezentările pe, nu știu, pe mail sau... Da, o să vă dau prezentarea, o să prins prezentarea, pentru că cel mai important lucru pe care vreau să discutăm astăzi este, cum am zis și aseară, îmi pare esențial în domeniul ăsta lupta dintre bănci și IFN-uri. În momentul ăsta, asta mi se pare cea mai interesantă discuție, din punctul meu de vedere, pe, pe zona asta. Și atunci, nu o să vorbesc despre SEO. Teoretic, astăzi ar trebui să vorbesc foarte mult despre SEO, despre cum impactează domeniul respectiv, cum influențează domeniul respectiv și așa mai departe. Și o să încerc să am o viziune globală asupra anumitor strategii pe domeniul respectiv. Ok. Am zis că nu să vorbesc despre SEO, încep cu un slide despre SEO, da? Ok. SEO pentru industria bancară în 2016. Aici bănuiesc că sunt oameni, îmi permit să fac o remarcă, sunt oameni care au deja experiență, care știu ce e SEO, nu e nevoie să intru în detalii, corect? Da. Ok. Suntem atât de puțini încât cred că puteam să ne prezentăm toți la început și să ne punem în cer. Ceea ce e un lucru extraordinar, serios. Ar trebui să fie o comunicare foarte bună. Am 5 minute la sfârșit pentru întrebări. Dacă vreți, puteți să le folosiți în orice moment al prezentării. Mă întrerupeți, politicos, vă rog. Și continuăm discuția. De ce nu doar SEO în industria bancară? Pentru că vorbim de bănci. Vorbim de BCR, BRD, Raiffeisen, ING. Așa cum discutați mai devreme, ați pornit o discuție. Scuze-mă? Și Transilvania? Mai e cineva de la altă bancă pe care am ratat-o? Nu. Bun, și atunci, deja vorbim de branduri foarte mari. SEO, știți cu toții, e procesul ăla prin care îți optimizezi site-ul, să scrii rochie damă, clasică, lungă, dreaptă, cloși, așa, în Google și se apare site-ul tot și vin de 100 de produse. Da? Ok. Rezultate organice, de restul s-o pun băieții de la PPC. Sau colegii noștri de la PPC. Și atunci, de ce nu doar SEO în industria bancară? Pentru că vorbim de branduri foarte mari și ei, după cum ați observat în ultimele reclame, s-au dus într-o zonă de emoțional. De fapt, la ora actuală, nimic nu mai are legătură cu ce se făcea acum ceva timp în, în marketing și totul s-a dus într-o zonă de emoțional. Vinzi credite bancare, emoție. Vinzi rochii, îți vând de fapt experiența. Vinzi pantofi, e o experiență. De fapt, totul e emoție astăzi. Oamenii au devenit foarte emotivi, nu știu ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani. Da? Și atunci, ăsta e, cam asta ar fi principal motiv pentru care nu o să vorbesc de, de SEO în industria bancară, pentru că aici vorbim de strategii mult mai complicate. Mi-aș fi dorit să vorbesc după un alt speaker de astăzi, care o să vorbească după mine. Mi-aș fi dorit să vorbesc cu Gabriel, pentru că eram și întrebări pe care vreau să le pun, dar o să le pun la sfârșitul prezentării. Bun.
Cine sunt cei mai mari concurenți ai băncilor care adoptă strategii SEO? Eu aici am pus o serie de întrebări la care nu o să răspund în momentul de față. Facem o discuție de 4 ore. Aveți timp? Bun. Și atunci o să primiți prezentarea și o să încercați fiecare dintre voi să răspundeți la o parte dintre întrebări. Ce îmi doresc astăzi este să facem cumva o discuție constructivă și acolo unde găsim niște puncte și niște întrebări pertinente să discutăm asupra lor. Da? La fel, care sunt bugetele investite de bănci în online și în ce direcții? Aici mai am o întrebare într-un slide. Câți bani investesc în PPC, băncile? Mulți, puțin, în comparație cu salariul mamaie, cu pensia mamaie. Puțin, mulți, foarte mulți, ok? Mulți. Foarte mulți, ok? Deci. Cum comunică băncile mediul online și care este percepția publicului țintă? Mai mulțică pe deget, câine care latră, da? Ok? Bun. Mergând un pic mai departe, iarăși mă întorc puțin la ideea de SEO și aici o să extrapolez pentru 30 de secunde și mă întorc înapoi în domeniu. Nu mai vorbim de un SEO simplu, curat, nu mai vorbim de acel link building, nu mai vorbim de un conținut foarte bine optimizat, ci vorbim de strategii integrate. Sau cel puțin asta este părerea noastră. Și atunci vin următoarele întrebări la care iarăși, o să vă rog frumos fiecare să-și răspundă. Da? Dacă ești o agenție care face PPC, e clar că nu face SEO, dă-ne toți banii nouă, noi ți-i gestionăm cei mai bine. Se poate fără SEO orice PPC, tu să zică clar, se poate fără SEO, n-ai nevoie de SEO, lasă-i să moară. Și apoi din online. Știți, dacă sunteți din online, știți toți oamenii care sunt în domeniul ăsta sau majoritatea oamenilor și după aia o să vezi un anunț al lui Cristi Ignat. O să vezi că Tesla caută specialist SEO și o să te întrebi, mamă, deci Tesla caută specialist SEO, mamă, e ceva așa important. După aceea o să te gândești, da, mai bine fac bani în PPC, mâine am comenzi, deja livrez, am un contract curierul. Serios, oprește cu zâmbetul. Așa? Este SEO de actualitate? Ai vorbit ca un client. Așa? Care sunt domeniile care pot fi implementate cu succes tehnic SEO actuale? Dacă o remarcă personală, nu cred că în domeniul bancar, adică în domeniul bancar cred că e guvernat, se folosește și SEO, ai nevoie să fie acolo pentru vizibilitate și branding, dar nu cred că cineva, eu nu știu dacă, să mă contrazic pe cineva, dacă există vreun client care scrie credit, dacă nu știu, scrie o chestie, am nevoie de un client și scrie credit de nevoi personale și se duce direct la BRD pentru că știe ceva ce noi nu știm sau a găsit direct în Google. Practic e o chestie de brand, e o chestie de mult, nu știu, multistrategie. Vede o reclamă, vede o chestie foarte interesantă, comision zero, e cea mai bună politică, dacă ai comisioane zero, dacă nu trebuie să dai niciun ban, așa? Și atunci, aici iarăși la ultima întrebare, fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă gândiți care sunt domeniile și fiind în domeniu, fiind interesat în domeniu, fiind aici în seara asta, cam știți care sunt domeniile unde SEO e super necesar și poți să faci bani, poți să-ți producă bani, unde poți să ai conversii și știți și unde e necesar doar pentru branding, doar pentru poziționare și așa mai departe. SEO pentru băncile mari. Mă scuzați? Am putut să faci în așa sunt. Și voci. SEO pentru băncile mari și pentru băncile mici. Cât de important este brandul pentru o bancă? Hai să spun întrebare către public. Se dau niște sticle de vin. Da, cineva vine în seara asta? Din sala asta? În seara asta? Se dau pentru întrebări, nu pentru. Am pus eu o întrebare, ce Dumnezeu a zis. Deci o știu că s-a zis. Da. Cât de important este brandul pentru o bancă? Foarte. Foarte. Foarte, foarte. Ce înseamnă foarte important? Adică 80%. Este diferența între a alege acea bancă și a nu alege acea bancă. Deci este totul. Este aproape totul, da? Aproape totul, nu-i totul. Știi cum e asta cu important? Asta la radio mi-a atras atenția, o reclamă, o chestie de la... Altex n-avea moto cel mai ieftin preț din România? Da. Cel mai mic. Cel mai mic. Și acum ați văzut moto? Cel mai bun raport calitate-preț. Cel mai bun raport calitate-preț. Dacă o să vă duceți la orice curs de vânzări și credeți-mă, am rămas stupefiat, sunt 1.500.000 de traineri din România în momentul ăsta. Deci sunt aproape câți bani lui Fuego. Deci avem numai traineri din România. Eu la oricare dintre ei ați merge. La oricare dintre ei ați merge. O să, la orice curs de bază în vânzări, o să zică afirmația raport calitate-preț este una dintre cele mai proaste afirmații pe care poți să le faci. De ce?
Pentru că nu este un raport ăla. Nu ai ce să compari, nu ai ce, la ce să te raportezi. Calitate, preț, este foarte greu de demonstrat. Da? Ei se folosească, au găsit, au găsit om. Am observat, Frentex a fost obligat să spun despre oameni. Pe Consiliul Concurenței. Te cred și eu. Și atunci, nu, dar nu, stai puțin. Dacă vorbim, dar vorbim modul, e inteligent. Probabil sloganul din data, dar nu mai apropiat. Cât mai apropiat și oricum e ideea că e un slogan inteligent. Nu poți să demonstrezi la portul calitate preț. Nu poți să demonstrezi. Scuze? Nu mai slogan, dar oricum și booking-ul folosește în orice căutare. Nimeni la ora actuală nu prea mai inventează apacadă, ăsta nu te motivă pentru care serios. Chiar vedem foarte multe dintre slogan, brand-uri și mai departe, fiind foarte apropiate de unul celălalt. Nu pot să demonstrez chestia asta și automat ei s-au folosit de lucrul ăsta. Mi se pare o campanie inteligentă, dacă mă trebuie să spun ei, au ales-o foarte bine. Dacă știi serialul Mad Men, da? L-am dat, n-a fost reclamat pentru Marlboro sau nu știu ce au făcut. Tutun crescut, domne, e cancerigen, moare lumea. Păi să ziceți că e sănătos. Păi moare lumea, nu poți să știi că e sănătos. Tutun crescut sub soarele cald al Californiei. Ok. Sunt campanii inteligente. Nu zice nimic. Nici de bine, nici de rău. Cel mai bun raport calitate-preț. Știe cineva ce înseamnă asta? Nu, dar e la Altex. Oricum ai auzit de 160 de ori pe zi Altex. Deci cât de important este brandul pentru o bancă? BCL, BRD, ING. E aproape totul. Da? SEO plus brand egal lor. Iarăși v-am zis, de voi ați pune singuri, de cumva încercați să rămâneați. E cam cea mai importantă. E cu semnul întrebării? Este cu semnul întrebării. Sunteți de acord că SEO plus brand egal love? Da. Vreau oamenii să fie bine, să am spus o întrebare. Deci SEO plus brand egal love? Sunteți de acord? Da. Da? Da. Început, au venit băieții la DB Crunch. Da, SEO, brand, hai, noi facem, mai sus, locul 1. Bun. De ce am putut cea mai importantă legătură și întorcându-ne în domeniul din seara asta, în domeniul bancar, e cam singura legătură, sau este cea mai importantă legătură din punctul meu de vedere. În momentul în care, într-adevăr, faci o optimizare pe partea de se optimizezi pentru motorul de căutare, clar rezultatul tău în Google o să-ți aducă un plus de brand, un avantaj. Foarte greu, întorcându-ne la graficul anticorruptorului meu, a luat 35% TV, 34% TV, 35% online, da? Și atunci băncile sunt pe TV, clar. Deci primul loc unde băncile aud, sau utilizatorii aud de bănci, e greu să cred că cineva a scris în Google, a făcut o căutare în Google și a auzit prima oară de ING. E incredibil, locul 3 ING, firma de SEO să zică... Da. Și atenția de pe BC și mai. Și firma de pe BC, păi da, dar noi, stai puțin. Eu uneori refreșeam, îmi imaginez cum arată discuție pe un client de genul ăsta foarte mare, între un PPC și un expert SEO. Bă, știi că noi l-am adus, hai să uităm un funnel, bă, uite, de fapt, prima oară aici a fost, de fapt, s-a întors. Și după aia trec, mă duc și fac un ceai, cum spuneți mai repede. În timpul pauzei mă duc, fac un ceai și mă liniștesc. Bun. Contează cât de cunoscută este o bancă pentru strategia SEO? Asta e o întrebare foarte bună. Da. De cei mai multe ori, brandul influențează o campanie SEO. Foarte. Dar cu cât vorbim de un brand mai puternic, cu cât face mai multe campanii, cu cât face mai multe alte campanii, cu atât o să influențeze și mai mult rezultatele motorului de căutare. Și am ajuns la subiect. Nu știu dacă am ce. Vorbesc mult, prost. Dar din cap, mă la voi. Bun. Bănci versus PN-uri. Ruptă link la link. În prezentarea... Alexandru? Ți-am zis că Teo? Teo, da. Teo. În prezentarea lui Teo de mai devreme, ați văzut că a prezentat un print screen niște rezultate de ele. Asocierea pe ultimul calcire, ar putea zic? Feratum. Ați auzit toți de banca Feratum? N-ați auzit de banca Feratum? Nu e banca. Nu e bani. E IFN. IFN. Ok. Deci, în momentul de față, dacă o să urmăriți rezultatele organice pe foarte multe dintre căutările, credit cu, credite de și așa rapide. Mai departe. Poftim? Rapide. Credite rapide. Am zis bine? Credite rapide, credite cu buletinul și aici sunt toate politicile pe care Google a schimbat în ultima perioadă. De fapt, băncile a schimbat politicile. Lupta, din punctul meu de vedere, se dă între IFN-uri și bănci. Băncile vin cu branding-ul. Dau ocazie, imediat.
părere personală, da? O dezbatem. Eu vorbesc acum din punct de vedere rezultatelor, din căutări. IFN-urile investesc mult mai mult în zona asta de SEO. Ei au găsit această nișă și vor să tragă clienți care au o nevoie. Aici, dacă îmi cer scuze, e defect profesional. Noi am tendința să filozofez. Nu știu dacă ați observat chestia asta. N-ați observat-o, mulțumesc frumos. Ideea e că, global privind, oamenii din România au nevoie de ceva. Tot timpul, în toate prezentările, vorbim de utilizatori. Uneori ai impresia că utilizatorii ăștia sunt niște licurici undeva, care de fapt nu niște conversii. Dar nu, utilizatorii suntem noi, părinții, prietenii, frații, oameni care din conjoară, oameni din România, care trăiesc într-un anumit mediu. Și atunci mediul ăsta impactează, avem și conturile mari, influențează modul în care noi facem căutările sau modul în care sunt căutările respective, da? Și atunci ei au niște necesități. Există anumite crize, există anumite situații. Atunci oamenii au, eu am văzut niște statistici în ultima perioadă și am văzut niște analytics-uri. Unde este o necesitate, de fapt, aceste conturi de Search Console, este o necesitate din ce în ce mai mare de astfel de credite, opțiuni terapii, bani din infuzie de capital. Puțin, multe, dar mici, da? Către end user, către utilizatorul final. Da? Și atunci, tot ce am văzut este că dacă trebuie să faci acum niște căutări, IFN-urile investesc, și știu câteva cazuri, din ce în ce mai mulți bani în zona asta. Mai ales de când au fost panicați că nu mai pot să-și afișeze anunțurile pe AdWords. În momentul ăla toată piața, așa, ce facem noi? AdWords, cât băgăm? 10.000 pe lună și cum e? Super! Bă, și sună la un moment dat. Alo, bună ziua, sunt Teo, de la Today. Da, salut Teo, merge bine, ce faci? Bine, tocmai vreau să vă dau o veste. Da, spune, merge foarte bine campania, să o țineți tot așa, la viitor investim dublu. Păi, luna viitoare nu mai putem să investim dublu, că a venit Google și nu mai avem voie cu anunțuri, cu credit până la salar. Ce? Cum e că nu mai avem voie? Păi da, știți că au venit cu o politică, noi trebuie de fapt să ne așezăm anunțurile. Tu mi-a spus telefoanele sau? Important e să fii sănătoși, crede-mă. Asta e tot ce contează, da? Și atunci am fost așa, chiar știu câteva IPN-uri de, știe cineva, SEO. Care SEO? Era o SEO. SEO. Ce este SEO? Nu știu, dar hai să luăm pe unii să ne facă chestia asta, să ajungem în tot. Bun. Și atunci, lupta asta, ghilimele de rigoare între IFN-uri și bănci, mi se pare foarte interesant de urmărit. Pentru că, pe de-o parte, IFN-urile nu au fondurile respective, nu au fondurile băncilor să investească în branduri și, mai mult decât atât, nu doar că nu au fondurile, că poate ar avea fonduri, dar IFN-urile nu sunt branduri. În momentul în care ai căutat în Google credit până la salariu, eu consider că utilizatorul nu vrea să se afilieze unui brand. Ce tare sunt în auza Feratum. Feratum sunt minunați. Ați văzut reclama la Feratum? Fac paranteză? Ați văzut reclama când e un nene care vopsește o vopsește în gar și zice mi-am făcut o pensiune și mi-am luat bani de la Feratum. Acum asta așa de fericit, după 6 ani mi-a spus investiția sau nu știu ce. Deci face o prostie de genul ăsta, știi? Pentru că tocmai asta încearcă să fidelizeze clienții, ceea ce e foarte greu. În momentul în care tu ai scris credit până la salariu, ești disperat, am nevoie de 12 milioane spre la mare, serios, pleacă Mircea cu Ionuț și eu nu pot să merg la mare, e jos, serios, de unde dracu iau eu bani în mâine? Dar nu mai facem de asta, că nu e ok, serios. Nu mai luați bani de la mare. Fac antireclamă. Da, și atunci oamenii ăștia nu au cum să fidelizeze. În schimb o bancă, uitați-vă la ultimele filmulețe, la fel, vorbim de emoțional. Uitați-vă la ce a făcut ING-ul, ce a făcut BRD-ul, ce a făcut BCR-ul. Mai muțicat, frumos. Toate lucrurile astea au tendința de a fideliza clientul. Vino la noi, avem grijă de tine, e o bancă, e foarte serios. Plus că aici, dacă vă gândiți puțin la domeniul ăsta, duceți-vă puțin în spate. Sunteți oameni de marketing. Vă interesați domeniul. Gândiți-vă ce se întâmplă acum 30 de ani. Nu-i departe. Serios, în marketing, gândiți-vă ce se întâmpla, gândiți-vă cum se poziționau băncile, ce poziție aveau în momentul ăla. Acum aveam, nu știu dacă ați observat, dar fac foarte multe paranteze. Aveam un profesor în facultate de monedă, cred că avea, nu știu, 70 de ani. Și de fiecare dată când intra în clasă, era efectiv privechi. Deci când nu scotea unul un cuvânt, începea și făcea toată lecția, tăcea din gură. Și țin minte că a fost atunci, am avut un curs și se lansase Millennium Bank. Mai există Millennium Bank? Nu știu, a fost preluată. De OTP? Și a venit într-o zi foarte, și țin minte, avea o geantă și a venit așa la clasă, și a pus aia.
vorbim despre bănci și a început să vorbească ture și știu, la un moment dat, pe jumătatea cursului, a început și a dat unul la Marisa. Cum să pui, mă, bancă roz? E că omul ăla probabil văzuse perioada când toate la bănci era costumă, venea în față și zice, cu noi faci treabă, noi îți dăm bani, te finanțăm să muncești tot restul vieții, să... În fine, nu contează, da? Mai departe. Bun, și atunci el a văzut chestia asta, bancă roz. Și atunci el efectiv a nebunit, adică a fost schimbarea aia unde bănce din... dintr-o cravată, banca s-a transformat dintr-o cravată, într-o, ce avem anul ăsta, maimuțici, crocodilici, căței și așa mai departe. Pentru că asta își dorește cumva, adică cumva s-a umulat pe nevoile pieței. Investiții bancare versus investiții non-bancare. Cosmina, cu prețul ăsta foarte interesant. Să vorbesc toate chestiile astea? Face niște prezentări extraordinare. Un coleg minunat. Care este bugetul PPC pe care îl investesc băncile? Și aici așteptam să-mi pau din sală. 6.000, 12.000. Confidențial. Cerc închisa. Uite, uite cât suntem. Dacă nici asta nu-i confidențial. Deci, serios, uite cât suntem. Asta mi se pare... Dragi mușa. Câte... Ai volum. Ai volum. Asta era și nu. Dar cer pentru SEO organic. Clienți, bănci, bani mulți. Serios, investește SEO? Asta era un întrebări. Dacă există o delimitare între modul în care se face campania. Da? Ok. Pentru inferiori este de ajuns să comunice să investească doar în online? Iarăși, o întrebare. Mi se pare că inferiori de doar pompează bani în rezultate. Știți, toată lumea asta vrea. Domnule, îți dau 3.000 de euro. Mi-a dus 3.100. Iar vorbim de clienți. Așa e? Deci dacă tu mi-aduci 5.000 și un leu, eu îți dau 5.000. Luna viitoare. Dacă mi-aduci 5.000, 10.000. Cum vrei tu? Da, deci 10.000. Dacă 10.000 și un leu, știți că avem o strategie. Lasă-mă, că așa mi-a zis și el azi, și mi-au luat banii, pe luna cu nimic. Păi știți că avem, bă, serios, mi-aduci banii. Faci banii aia. Faci banii aia, îți dau și dublu. Bun. Infernalul ăsta cea mai cealaltă, infernalul ăsta, eu consider că investesc banii direct în rezultate. Adică întrebările oamenilor care am discutat din domeniul ăsta au fost pot să-mi aduce toate astea acum, câți utilizatori o să am, câți o să-mi convertească, eu am rata asta de conversie și așa mai departe. Pe când băncile cred că au dezvoltat, așa cum ce am întrebat, zona asta de branding foarte puternic, cu reclame, cu tot felul de campanii către oameni, nu direct. Ia cardul de salariu, fă asta și asta. Ei folosesc o strategie mult mai amplă. Cum comunică bănci în 2016? Miau? Anyone? Miau anyone? Nu? Pisica de la Creditul Expresso. Are cineva contul la BRD? Vreau să pun... Fac o pauză aici. Vreau să pun o întrebare. Ce părere aveți voi? Să-mi dați câteva păreri. Eu o să zic un nume de bancă și voi spuneți cu ce l-asociați. Un cuvânt sau două. BRD. Năstas. Năstas. Ok. Cum? Foarte bine. Mai departe. BCR-ul se numește. Ai giu pe aici toată lumea. BRD-ul, cum? Bun, mai departe. Chiar așa e. BRD? Franța. Franța? BRD? După trebuie vorbim cu subvenții. Da. Deci asta e una dintre percepții. Foarte mulți oameni au zis chestia asta. Sunt scumpi. Poftim? Nu. Încă. Foarte, foarte scumpi, comisioane foarte mari, dar iarăși sunt asociați cu niște nume foarte puternici. În afară de scump am mai auzit la ei foarte profi. Băi, n-am bani de BRD. Aș avea 6 milioane de euro, mi-aș ține în BRD. Și da, eu n-am bani, dar ei sunt super, super mișto. ING. Tehnologie. Tehnologie? Lemuți, da, lemuți. Lemuți. User-friendly. User-friendly. Nu contează cu user-friendly. Cum e user-friendly când la BRD te duci, bagi un cod de 6 cifre, ai intrat în aplicație. ING. Bagă un cod să-ți trimit un mesaj ca să faci nu știu ce, să mai bagi un mesaj. Nu. Nu? Am eu aplicația greșită? Nu știu. Eu fac parola de fiecare dată. Trimite un mesaj cu parola, acum, nu? Depinde. La PT e așa. Trimite un mesaj cu cod. Hai, Angie. Ok, bun. Deci, tehnologie... bun, mai departe. Reclame frumoase la Angie. Poftim? Au reclame frumoase la Angie și... Banca creativă. Sunt prietenoși, Angie.
prietenoși, banca tinerilor. Ok? Foarte, foarte bine. Transilvania. Bam! Antol? IMM-uri, Banca Antreprenorilor. Aici, iar și este interesantă vis-a-vis de antreprenoriat și IMM-uri. Gândiți-vă cu ultimele, cum a, ați văzut cum arată ultimele reclame la BRD? Cu antreprenorii? Cu pescăria lui Matei și... N-ați văzut? Deci sunt niște reclame serioase, dacă am putea să spunem o reclamă, e piele de găină. Știu ce zice în română. Goosebumps. De că e foarte, foarte interesantă reclamă, foarte emoțională. Foarte, foarte bună. Bun, la ING, BCR, am ajuns aici, BCR? Scump. Scump. Normal. Ce-i mai scump? Următorul speakerii de la BCR, vă rog, e de sublet. Mie mi se par minunat. Mie mi se par, nici nu am mers foarte de treabă, e drăguț. Așa, BCR, hai. O să zic părinți. Părinți? Pentru că... Să știți că ușor dacă se urmăriți răspunsul este... Sunt, de fapt, e o percepție generală. Se conturează o percepție generală despre fiecare bancă. Și acum, din ce am observat eu, ei cumva încearcă să schimbe percepția asta sau canaliza fiecare. Noi nu avem o zonă de IMM-uri, hai să mergem să luăm zona de IMM-uri. Noi mergem pe profi, hai să facem niște reclame foarte profi, cu oameni foarte scumpi. Deci fiecare a încercat să-și consolideze o poziție. Deși, teoretic, toată lumea vinde același lucru. Da? Toți vând bani sau dau bani cu împrumut. Sau... Mă rog. Părerile, de ce comunică băncile prin animulți în 2016? Îți putea să-mi spunea întrebarea asta? E clar, deci eu sunt așa de liniștit în momentul ăsta pentru că eu sigur o să zic de bine. Am avut 16 întrebări până acum, le contorizez. Trebuie să am una bună din 16, serios, dar e... De ce comunică băncile prin animulți? Nu animale, repet, animulți. Ați văzut vreun animal, ați zis vreun de elefant, elefantul ați luat tortiții. Sentiment. Și nu sunt nici clienții mei, adică le fac brand degeaba. Mai mulțici. Emoții. Alt răspuns la de ce comunică băncile cu animulțe? Ce ai zis tu, că așa cum este BCR-ul duce spre ceva mai old, acum încearcă ei să schimbe percepția oamenilor și să zică, uite-te, evoluăm odată cu voi. Și... Poate targetează alt segment. Și dorința de a se apropie de... Da, vreau să zic o imagine mai friendly. Ok. Mai colorată și coușă. Ok. Ok. Scuze-mă, dar mi-ai spus ceva tu. Eu? Da. Am zis că targetează alt segment, caută tine. Ok. Bun. Toate astea converg, toate răspunsurile voastre converg în direcția asta, dar asta cu targetatul e totuși o afirmație bună, dar e discutabilă, e dezbătut de pulverșie, adică targetez, eu, de exemplu, mie, de exemplu, nu-mi plac animale. Au pisica ta, dar nu-mi plac. N-a fost alegerea mea. În fin. Dar o iubesc. Cred că vor să pară mai simpatice și mai prietenoase, pentru că mai încep să-și dea seama de dobânzi și de mizerie de spate. Și vor să fie un pic mai prietenoși. Deci, eu nu știu de nicio mizerie în spate. Avem un domn de la BC. Deci, eu nu știu de nicio mizerie în spate. Nu frumos, haideți să ne calmăm. Suntem oameni cu dobânzi, dobânzi. Așa este. Așa este. Așa este. Focusia de cine. Așa este. O meserie cu oricare altă. E acel efect de, ce drăguț e animăruțul respectiv. Și... Este efectul de, Da, sigur asta, chiar asta, adică unii oameni chiar au sentimentul ăsta, O să fac, o să mai au 6 milioane, o să plătesc 14, 20 de ani. Știi cineva la ce produs e? Poftim? Știi cineva la ce produs e reclamat? Genială întrebare. Asta, băi, de întrebare de bine, știi că și n-ai voie. Știe cineva la ce produs e reclama aia? Taci 24. Da, tu nu ai voie, că ai făcut prezentare, să de aia două zile. Păi, smin. De fapt, am văzut astăzi din metro și am văzut Taci 24 scris mai. Mă, nici eu n-am văzut decât mai mult. Asta e o problemă, pentru că la un moment dat oamenii urmăresc efectul de și ratezi. Ratezi publicul țintă. Eu, de fapt, a trebuit să-i las mesajul că ce. Mi s-a întâmplat, eu am văzut asta. Bagi o grămadă de bani într-o reclamă, băi, știți pe ce e reclama aia? Da. La săpun. La maimuță. Și aia era o reclamă la... El vrea să exprime totuși totul altceva. Știți, apropo de zona de targetare, toată lumea, targetare, să targetezi corespunzător, să-ți iei exact oamenii aia, că dacă ai dat 2 lei, să faci 3 lei pentru că oamenii aia ți-au cumpărat, uneori nu se întâmplă chiar așa.
Cum comunicau băncile în trecut, iarăși am precizat mai devreme, una serios rigid și atunci oamenii acum s-au scăzut de animăluțe. De ce e nevoie astăzi de o astfel de comunicare? Asta e un studiu pe că sociologi la un moment dat. De ce e nevoie astăzi de o astfel de comunicare? Adică de ce simt tot timpul oameni nevoia? Dacă să vă gândiți puțin, la toate recomandările primite în ultimii 2 ani de zile, 3 ani, în online, SEO, Facebook, PPC și așa încoate, o să vedeți că totul este să fii, dacă se poate, mama, tata, fratele, prietenul, iubita, utilizatorul. Dă-i un blog să citească despre cât de minunat e, nu știu ce. Fă toate chestiile astea, pentru că, de fapt, este o schimbare în mentalitatea umană. Oamenii se schimbă și automatizatorii se schimbă, care mai zic că nu sunt niște licuriști, niște oameni ca și noi, care stau pe internet, stau pe telefon, în timp ce un băiat face o prezentare, cum acerta mai devreme. Bun. Și atunci, de ce e nevoie astăzi de astfel de comunicare? Tocmai pentru că oamenii sunt din ce în ce mai empatici, sunt din ce în ce mai sensibili la diferite probleme și din punctul meu de vedere, cred că piața la ora actuală e destul de dispersată. Nu este. Sunt foarte multe domenii unde nu e nimic așezat. Și abia acum se așează sau de aici încolo se va așeza. Și te rog. Nici eu cu o completare. În momentul de față, toți suntem bombardați de reclame din absolut toate părțile. Folosirea de astfel de animăluțe, oarecum o reclamă prinde cu drag la sus orice privitor. Introducerea acestor animăluțe care dau efectul de a, lasă garda jos. Ok, nu știm exact la ce anume se face reclamă după ce se termină reclama. Însă, cel puțin în cazul PLD, pentru că pe aceea am văzut-o cel mai des, keyword-ul repetat pe reclama respectivă, credit. Creditul ne-am tot. Și știu că este vorba de un credit, am menționat că e cu o pisică și poate în viitor... Aici, clar, vorbim, adică, oricum orice fel de campanie am discutat, o să vorbim tot timpul despre mesaje de subliminare acum, la ora actuală. Pentru că dacă înainte era totul la vedere, da? Cumva făceai reclamă pentru că vrei să expui ceva, acum se merge din ce în ce mai mult pe subliminal. Există, e un film, am o memorie excelentă, ca să vă întrebați, numele meu este Florin Petru, sunt rac și am o memorie excelentă, e tot ce trebuie să ținem despre mine. Da? E un film în care e un tip care face tot felul de jocuri, în care se duce la jocuri de noroc și la un dat îi încearcă să-i inducă cuiva ideea de un număr pe spatele unui jucător. O să-mi aduc aminte. Focus, nu? Mm-hmm. Exact ăla e filmul în care practic face toate elementele astea, lucrează subliminal, astfel încât tu deja... Aici intervine zona în care oamenii, eu am liber arbitru. Da. E unul în spate, știi, care face mari frică de la tine. Cel mai mult liber arbitru tu l-ai. Bravo. Felicitări. Ți-am dat și idei de reclame, zic eu ce să pun, să cumperi, că ăla este singurul care are aloie, care are nu știu ce pietre în el, care a dus de nu știu unde și nu știu ce. Dar tu ai liber arbitru. Când ajungi la vas, poți să iei orice să pun vrei tu, cu caracteristicile astea. Doamne, felicitări. Ai avut cel mai tare liber arbitru. Bun, hai să încep să mă apuc de final. Percepția consumatorilor despre comunicarea băncilor. Am luat Cosmin, niște feedback-uri de pe net, legat de anumite reclame pe care le-am dezvoltat mai devreme. În 30 de secunde, aici vă dați seama, ca la orice chestie de marketing, de fapt, în viață la orice, există păreri pro și contra, există oameni care sunt de acord cu tine, oameni care nu sunt de acord cu tine, sau doar oameni care nu sunt de acord cu tine. Depinde. Și atunci, sunt păreri și păreri. Dar iarăși, mult mai important, ce ziceam mai devreme, targetarea. Indiferent ce părere au anumiți utilizatori despre reclama ta, sau despre ceea ce tu faci, dacă obiectivul este să... avem cel mai bun raport calitate-preț și de Black Friday fuge lumea cu magazinul Altex. Cineva la marketing acolo la ziua aia, deci transportatorii, curierii ziua aia sunt omorâți, marketingul, eu pun Dalcon, sunt cei mai tari. Adică în momentul ăla marketing și-a făcut treaba. Bă, fuge lumea cu frigidere în spate de la Altex, cel mai bun raport cu calitate-preț. Ce se întâmplă mai departe nu contează. Astea sunt insesizabile. Bun. După aia ING, sursă zoso.ro. ING pot fi idioți, cum spui, dar au marketing foarte bun și reclamele și atent țintă. Dar mai cum rămân în memoria colectivă. Da, poți. Câinele salariu. Leuțul, un sac plin de jucării de la ING. Ok.
Aștia sunt oamenii și se pare tardate reclamele. Suntem într-o țară, nu știu dacă ați observat, suntem într-o țară în care toată lumea acuză pe toată lumea, toți acuză diferite chestii. În continuare, cel mai vândut ziar este Libertate. Ghiciți ce... Hai să mai zic altceva. Ai un magazin online. Ai 60.000 de produse. Și vrei să ai... Hai să zicem așa. 3.000 de comenzi pe lună. De unde le ai? Că la Cărturești se vând 60 de cărți pe lună. Adică tu de unde vrei 3.000 de comenzi? Nu din alea 6.000 de Libertate vândute? Ăla-i publicul, ăla-i parte din publicul tău țin. Și atunci, în momentul când faci reclame, nu poți să te duci doar cu reclame care să explici subtil ceva deosebit. Și pur și simplu, la un moment dat, chiar trebuie să zici, bă, cumpără pantofii ăștia pentru că frumos. Pentru că nuntă. Avem cele mai deosebite ceva. Da? Încă o completare? Te rog. Cea mai citită publicație auditată în BRAC este catalogul Kaufman. Auditată BRAC. A fost la... Se poate? 10 secunde să am fost la un trener la Kaufman. E senzațional să adică e o plantație deosebită. Deci cineva la Kaufman aici? Deci ei au probleme tot timpul cu angajările. Și asta e ca la videochat. Nu știu dacă știți, dar videochat tot timpul face reclame. Nu știu dacă firme de videochat, ei fac AdWords și SEO, nu pentru a atrage oameni pe videochat, pentru că n-ai voie din România să te uiți la fetele care fac videochat, ci pentru angajări. S-au terminat fete din România care se facă videochat, ci ei constant fac angajări. Asta făcea la Kaufman. Și atunci am început să spun niște probleme, dar ok, tu ai niște oameni. Unii pleacă că sunt proști, unii pleacă că nu te înțelegi cu ei, alții pleacă și toți. E vorba aia, când trei spun că ești beat, tu te culpă, știi? Adică, și atunci am fost la întâlnire, foarte interesant ce s-a întâmplat la Kaufman. Nu știu dacă pot fi acuzat cu primar și astea, tot am zis de defecte brand, știi? Da, trebuie să vedem. Și atunci e o problemă aici cu Kaufman. Și tot am vorbit cu ei atunci, cred că eu povestesc acum 3 ani, 2 ani. Și m-am dus foarte, foarte plin de entuziasm, de optimism. Păi, hai mă să facem online. PPC, SEO, campanii deștepte, să vină lumea în Kaufland, să nu se mai ducă la Lidl, deci nu știu care e diferența, dar să vină la voi, știi? Și eu a zis, noi facem cataloge. Aici a zis, noi facem cataloge. Zic, câte? Nu știa fata aia să-mi zică, ceva, miliarde. La fel ca fanii lui Foico, fac branding lui Foico în seara asta la Nord. La fel ca 600 de miliarde, nu știu, deci fac la cataloge de genul ăla, nu știu. Bun. Concluzii despre industria bancară în mediul online. Și-a tras fiecare concluzie? mai devreme au fost făcute niște afirmații și părerea mea de... Asta e de încă, nu știu, de acum câțiva ani de zile, de fiecare dată când se discută o speță, un studiu de caz sau o nișă, trebuie luate exemple cât mai concrete și exacte. Nu o să poți niciodată să tragi de concluzii despre industria bancară. Niciodată. Pentru că exact cum zic, acum am zis în astea, nu știu, mamă, 30 de minute, scuze. Exact cum am zis în astea, 30 de minute, unii targetează ceva, alții targetează altceva, unii își doresc ceva, tu s-ar putea în asta ai o părere să zici, bă, ce reclame proaste au la ING-ul și ei, de fapt, să fie urmărit ceva foarte clar și să-și fie atins obiectivul, ba chiar de 3 ori mai mult decât ce au propus. Da? Și atunci, când discutăm, asta e ca și o concluzie generală. Când se discută în mediul online despre o campanie, despre SEO, despre PPC, despre orice, trebuie explicat și exemplificat. De aceea o să vedeți că cele mai bune întâlniri, cele mai bune, nu știu, prezentări, sunt prezentări unde se vorbește concret, pe un analytics, pe un cont de search console, unde tu poți să vezi chestii și poți să începi să tragi concluzii. De obicei, întâlnirea asta se poartă între owner și agenție, așa că nu o să revedeți la astfel de evenimente, dar pe cât posibil să încercăm, asta e o recomandare, pe cât posibil să încercăm de fiecare dată să aducem exemple concrete și să discutăm pe studii de caz, nu să filozofăm cum fac eu. Florin Pețu, mulțumesc! Întrebări de final? Deci aș fi chiar așa să mai stau cu două minute. Întrebări? Dacă... Știu cine pleacă, poți scrie de mine seara asta. Este că pe, din ce am să cede la tine, partea de SEO ar fi recomandată pentru nevoia urgentă. Funcționează mai bine pentru cazurile acestea? Adică te duci la un client de gen bancă, ce-i propui? Ok, îți fac SEO pe ce parte ca să-l specialiști? Nu poți să-ți fac SEO. Din punctul meu de vedere, în cazul băncilor, eu dacă, pe mâine, rapid, asta, eu dacă mâine mă duc la bancă, la orice bancă, să propun o strategie, o să propun SEO ca și fiind parte dintr-o strategie mai mare.
Nu o să propun doar asta. Adică nu o să propun sistemul. Nu o să propun. Da? Și atunci, în funcție de ce discuți cu clientul, asta e asta, asta iarăși, dacă îmi permiteți un hint. Chiar când te întâlnesc cu un om, trage de limbă, lasă să vorbească el. Clientul să vorbească, să înțelegi ce își dorește. Pentru că de ce am încă, eu o să zic că vreau să vând nu știu ce, dar el de fapt are o altă nevoie. Și atunci trebuie să vezi exact ce își dorește el. Pentru că dacă își dorește pe anumite credite, pe anumite, să vând anumite produse, atunci intrăm în procesul pe care cunoașteți toți. Creat landing page, fă optimizat landing page-ul, după aia optimizat pe motor de căutare, început o campanie de PPC să o susțină, dai drumul și pe Facebook la niște reclamă, așa mai departe. Adică trebuie să faci tot procesul ăsta complex. Dar nu e clar, nu recomand pentru campanii foarte scurte. Dar brandul poate să ajute foarte mult. Am reținut, dar pe de altă parte, pe nevoile urgente, mă gândesc că poate să avem un CTR bun și o poziție organică de genul 3, pe organică, adică și pe PPC 1-2, după care organică și pe ceva, mă gândesc la dacă produsul e genul comparator. Un exemplu concret, am avut nevoie să-mi fac cont bancar pentru firmă, am semnat la Libra, pentru că am comparat ce aia și aia și aia și aia și Libra a fost cea mai ok. Dar n-a fost o decizie pentru că a fost brand-ul sau ceva, că nimeni nu știe de detalii, că presupun că știți de Libra, Libra, aia. Aici, dacă, iarăși, discuție foarte complicată. Libra și-a făcut toată strategia pe online. Ei au renunțat undeva și-a devenit Libra Pay online pentru că au avut niște... Libra a fost prima bancă care a avut încă de acum 2 ani niște condiții de online extraordinare. Niște comisioane mici, niște de payment online foarte mic. Foarte multe beneficii. Aici suntem motivatori diferiți. Eu mi-am făcut contul de firmă la ING pentru că ING era cel mai aproape. O să trebuia să mă duc să fac OB-ul, să fac vechi procese, du-te în militar. Poftim? Și atunci era cel mai aproape. Și într-adevăr știu că la ING, iarăși aici e emoțional. Am prieteni la ING, oricând pot să sun dacă am o problemă. Sunt foarte, fiecare, sunt oameni care acționează rațional și încep și dezbat 50 de chestii. Și sunt oameni care pur și simplu acționează după alte principii. Ca să dau un exemplu aici, sunt fete în sală, da? Și dacă, o să dau un exemplu. O fată își face unghiile la, de 5 ani de zile la o tanti. Da? Tanti aia, trecem că fata și cu tanti stau în zonă la... aici, la unghiile, da? Și fata care își face unghiile, tanti care își face unghiile, se mută în militar. Știți ce se întâmplă în 95% de cazuri? Se reșe după. E relație. Nu mai contează nimic, nici apropiere, nici prețul. E o chestie de relație. Cu cât reușești să fidelizezi, să ai acea relație personală, umană, emoție, poate dai de câștigat. O concluzie personală, dacă aș distribui bugetul de marketing al unui bănci, aș pune pe partea de display pentru femei și o parte pe SEO pentru bărbați. Nu știu, am așa o rațiune că bărbatul cumpără un pic mai rațional și strict pe nevoie. Nu știu dacă a făcut un studiu sau ceva, dar mă gândesc că pe partea asta de decizie, bărbatul pentru că a ajuns cuțitul. Aici, dacă vreți să începem despre... Dacă începem discuția despre cum cumpără bărbatul deloc nu și cum cumpără femeia tot, cred că nu plec. Adică eu am și o șansă. Și s-ar putea să iau și bătaie la acasă. Am terminat de cumpărat tot și mulți acasă. Bun. Alte întrebări? Mulțumesc frumos. Acum asta vreau să vă anunț câteva minute în care puteți să discutați între voi. Dacă vreți să participați și la edițiile următoare, putem să discutăm despre pachete de bilete sau puteți să ne contactați pe mail oricum doriți. Iar în privința acordării celor două premii, voi hotărâ eu, nu știu în câte măsură, dar speakerii vor avea o grace sharing.